Bună, dragilor! Numele meu este Mădălina Axinia și astăzi vin în ajutorul viitoarelor mămici și al proaspetelor mămici care probabil nu știu ce să facă. Sunteți în Germania, probabil, și nu știți ce să faceți, de unde să începeți și m-am gândit să vin în ajutorul vostru. Mi-a făcut o listă pe care voi ar trebui să o respectați, zic eu, atât înainte cât și după naștere. Mi-am făcut listă ca să fiu cât mai scurtă și cât mai concisă, mai ales dacă sunteți mămici. Știu că timpul este puțin și cel pe care îl aveți în mare parte trebuie să-l dedicați bebelușului. Iar respectiv la viitoarele mămici care sunt gravide, știu că trebuie să facem anumiți pași înainte de a naște și vreau să vin în ajutorul vostru pentru că și eu am avut probleme și nu am știut la cine să apelez și ce să fac înainte de naștere și a fost nevoie de foarte multă documentare. Zic să începem. Înainte de naștere va fi nevoie să informați angajatorul cu privire la sarcină. Dacă lucrați și sunteți însărcinate, va trebui să mergeți la șef, la șeful vostru direct sau la șeful departamentului unde lucrați și să anunțați data estimată a nașterii pentru ca el să știe că voi sunteți însărcinate. Sau dacă nu puteți lucra în perioada aceea, va trebui să duceți o hârtie, însă nu vreau să sar pașii. Apoi, va trebui să mergeți la consultații medicale. În primul rând, trebuie să vă înscrieți la un doctor ginecolog care vă va fi aproape atât înainte cât și după naștere. Trebuie să mergeți periodic la consultațiile medicale. Foarte important. Va trebui să aveți o moașă care să vă ajute înainte de naștere, însă asta nu este obligatoriu. Vă va fi dată de la spital dacă nu o aveți și să vă înscrieți la spital înainte de naștere. Solicitare, concediu de maternitate sau indemnizație de maternitate. Pentru acest lucru va trebui să mergeți la ginecolog, la casa de asigurări și la departamentul personal de la muncă. Va trebui să transmiteți către casa de asigurări de sănătate un certificat emis de ginecolog privind termenii nașterii. Adică data estimată a nașterii, ca ei să știe când să vă trimită hârtia cu cele 6 săptămâni de dinainte de naștere să le completați. Depunere la angajator a unui certificat de la casa de asigurări privind valoarea indemnizației. Acest lucru este foarte important. V-am spus, cu 6 săptămâni înainte voi va trebui să trimiteți angajatorului această hârtie. Solicitare concediu pentru creșterea copilului. Dacă nu ați avut probleme în timpul sarcinii și nu a fost nevoie să intrați în concediu de maternitate mai devreme, înainte cu 7 săptămâni va trebui să mergeți la angajator și să vă depuneți cererea pentru creșterea copilului. Apoi, avem recunoașterea paternității. Va trebui să mergeți la oficiul de stare civilă sau la oficiul de tineret sau judecătorie să vă depuneți cererea pentru recunoașterea paternității. Acest lucru mai poate fi completat și de către spital, din câte știu eu. Adică, în momentul în care o să mergeți să vă înscrieți la spital, o să vă facă o serie de analize și o serie de consultații, iar acolo cei de la spital vor completa o hârtie în care va fi trecut și tatăl, bineînțeles, și dacă voi doriți să puneți numele tatălui în certificatul copilului. Va trebui în acel moment în care mergeți să recunoască paternitatea, va trebui să aveți la voi următoarele documente: certificat de naștere sau certificate de origine a ambilor părinți. Va trebui să aveți cu voi cartea de identitate, certificatul de naștere al copilului, bineînțeles, și acordul mamei dacă aceasta nu este prezentă. Dacă mama va trebui să stea mai multe zile sau, știu eu, cu copilul în spital, va trebui să facă o cerere și să i-o dea tatălui ca să meargă cu ea la acest oficiu.
comunicarea la job center, solicitare cheltuieli suplimentare pentru mame în devenire și ajutor unic pentru sarcină și naștere. Asta mai pe limba noastră, mai pe înțelesul tuturor fiind spuse, voi puteți primi ajutor de la cei de la job center pentru camera copilului și pentru toate produsele care vă trebuiesc înainte de sarcină. Însă va trebui să aveți un anumit salariu pentru acest lucru, adică nu trebuie să depășiți o anumită sumă de bani, fie tatăl, fie voi împreună. Și apoi avem comunicare la Agenția pentru Forțelor de Muncă. Trebuie să mergeți la Agenția Forțelor de Muncă și să aveți o copie a pașaportului maternal. Acestea sunt toate lucrurile pe care voi trebuie să le îndepliniți înainte de sarcină. Bineînțeles, vor fi chestii suplimentare dacă sarcina voastră este cu probleme sau trebuie să vă opriți din muncă mai devreme. Va trebui să duceți angajatorului hârtia de la ginecolog. Dacă ginecologul consideră că nu mai aveți voie să munciți, va trebui să o duceți mai înainte, însă asta depinde de fiecare sarcină. Eu v-am spus ce trebuie să faceți în linii generale, pentru că asta este. După naștere, avem solicitarea certificat de naștere pentru copil. Asta va trebui să mergeți la oficiul de stare civilă de la locul nașterii copilului. Adică voi va trebui să mergeți la oficiul de stare civilă din orașul în care s-a născut copilul. Trebuie să aveți la voi certificat de identitate, certificat de naștere de la spital, certificat de naștere al părinților, certificat de căsătorie sau copie legalizată din cartea de familie și certificat de recunoaștere a paternității, aceasta fiind în cazul părinților necăsătoriți. Apoi, va trebui să înregistrați copilul. Pentru acest lucru va trebui să mergeți la serviciul de evidență a populației din localitatea de domiciliu a părinților. Adică va trebui să mergeți la serviciul de evidență a populației, mai bine zis la primărie, în orașul în care voi locuiți. Pentru acest lucru va fi nevoie de certificat de naștere al copilului, carte de identitate a părinților ambele și certificat de recunoaștere a paternității la părinții care nu sunt căsătoriți. Să trag o gură de aer. Apoi, avem solicitarea asigurare de sănătate pentru copil. Va trebui să mergeți, bineînțeles, la casa de asigurări a mamei sau a tatălui, depinde. Mama cât timp va fi în Eltergeld sau așa, în concediul acela de maternitate de creștere a copilului, care este fie un an, fie doi, depinde în funcție de cum vă alegeți voi, va fi asigurată medical, deci puteți fi, copilul poate fi înregistrat pe numele, pe cartea de sănătate a mamei, cum ar veni. Și trebuie să informați întâi casa de asigurări, să vă faceți o programare și apoi să completați un formular și niște anexe ale certificatului de naștere, adică trebuie să aveți la voi hârtia aceea pe care vă dă de la primăria de unde ați născut copilul, împreună cu formularul ăla, cu certificatul acela de naștere și cu foaia pentru Eltergeld, adică o să aveți patru hârtii, Mutterschaftsgeld, Eltergeld, formularul ăla și certificatul acela de naștere. Apoi avem solicitare alocație parentală. Mergeți la oficiul de părinți din landul vostru, unde va trebui să prezentați certificatul de naștere al copilului, certificat de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata alocațiilor de naștere, adică suma care v-a fost dată înainte de naștere, certificat de naștere, certificat de la angajator privind indemnizația suplimentară la alocația de naștere după naștere, adică cele 8 săptămâni, și declarația de venituri, respectiv adeverință de salariu. Această alocație parentală este Eltergeldul. Voi va trebui să mergeți să-l completați. Această solicitare va trebui făcută, din câte știu eu, la 6 sau 8 săptămâni după naștere, pentru a vă fi dată din prima lună, după ce se termină cele 8 săptămâni plătite de angajator. Această hârtie vă va ajuta cineva dacă nu vă descurcați,
puteți merge în fiecare land, din câte știu eu, respectiv în fiecare zonă, sunt centre Caritas sau centre de integrare pentru toate națiile, voiam să spun, nu vine cuvântul, pentru români, pentru turci, pentru orice. Dacă sunteți români, probabil să fie și o persoană care vorbește română, deci vă veți înțelege mai bine. Dacă nu, vor fi nemți, cărora le veți da hârtiile, iar ei vă vor ajuta să le completați. Apoi aveți solicitare alocație copii. Trebuie să mergeți la casierea pentru familii a agenției pentru forțele de muncă, familie în casă. Și va trebui să aveți certificat de naștere al copilului, număr, identificare, impozite pentru părinți și copii. Adică va trebui să aveți certificatul de naștere al copilului și numerele de identificare atât ale părinților cât și al copilului. Apoi, mai aveți solicitarea alocației de întreținere la oficiul de tineret. Va trebui să prezentați carte de identitate, certificat de naștere al copilului și documente privind dreptul de întreținere copil. Țin să precizez că poate intra în Eltergeld și tatăl. Din câte știu, o lună în cazul în care voi solicitați un an și 2 luni în cazul în care voi solicitați 2 ani de Eltergeld. Apoi, după terminarea Eltergeldului, puteți solicita indemnizație de șomaj numărul 2, respectiv comunicare modificare. Trebuie să mergeți la Job Center pentru acest lucru și modificare card impozitare. Trebuie să vă modificați clasa de impozitare în care trebuie să scrieți și câți copii aveți. Asta se va face la administrația financiară din orașul vostru, care vor trimite ei mai departe către locul de muncă al tatălui. Și acestea fiind spuse pe repede înainte, acestea sunt toți pașii pe care voi trebuie să-i îndepliniți fie înainte, fie după naștere. Depinde de cum sunteți acum, în viitoare mămici sau proaspete mămici. Sper că nu am vorbit prea repede, sper că ați înțeles tot ce trebuie să faceți. Eu vă voi pune, mă voi chinui și vă voi pune și în căsuța de descrieri tot ce trebuie să faceți, unde trebuie să faceți acest lucru, vă voi scrie acolo. Sper să vă fie de ajutor, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!